Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Suntem în data de 11 mai și astăzi o să mă apuc să pregătesc pământul în solar pentru plantatul ardeilor. Prima lucrare pe care urmează să o facem este să luăm măsurătorile pentru biloane. O să fac exact ca și anul trecut. Bilonul o să fie în jur de 1 metru lățime, pentru că folia de mulcire este de 1,20 m. Între rânduri o să las undeva la 80 de centimetri, la capetele solarului 50. După ce o să terminăm cu biloanele, urmează să întindem banda de picurare, după care urmează să întindem folia de mulcire. Partea din mijloc a solarului este puțin mai udă, eu am mai băgat de vreo 2 sau 3 ori freza să întorc pământul pentru a-l usca mai bine, să nu-mi fie greu astăzi când o să fac biloanele. Sper să nu am probleme să mi se lipească pământul de freză și de plugul pentru bilonat. Eu mă pun să leg plugul de bilonat după freză, după care urmează să ne apucăm de treabă. Am terminat de făcut biloanele, cam așa arată, urmează să nivelăm aici pământul, să-l îndreptăm frumos. Mă pun acum să întind furtunul pentru picurare, după care urmează să întindem și folia. Am întins provizoriu și furtunul, mai trebuie doar să-l mufăm aici în magistrala principală. Am îndreptat și biloanele. O să trebuiască acum să întinde foarte bine furtunele, după care urmează folia de mulcire. Ne vedem mai târziu. Am terminat și de întins furtunele. Cam așa arată.
Acum urmează să ne apucăm de întins folia de mulcire. Ne vedem mai târziu. Am terminat de întins și folia de mulcire. Urmează să ne apucăm de plantatul ardeilor. Punem părând așa alveolele și ne apucăm de plantat.
terminat în sfârșit și cu plantatul. Cam așa arată ardeii. Urmează să dau drumul la sistemul de picurare și o să fac un amestec de ceva stimulator și ceva calciu. O să văd ce o să folosesc pentru prima udare, să le stimulez creșterea, să le ajute pentru o rădăcinare mai rapid. Dar o să vă arăt în videoclipul următor ce soluție o să folosesc pentru înrădăcinare. Cam atât și pe ziua de astăzi. Urmează să ne vedem la următorul videoclip în care o să vă arăt ce tratament o să folosesc la prima udare după plantare. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la acest canal. Pentru a crește comunitatea, puteți da un like, un share. Până data viitoare, vă doresc numai bine, sănătate și spor la treabă tuturor. Vă salut!